Despre cărți din nou la interviul săptămânii. Gabriela Dămeșteanu a sosit la Iași. Suntem în cadrul zilelor Convorbiri Literare. E un cadou pe care îl primim. Fiecare vizită la Iași e o bucurie. Și eu mă bucur de fiecare dată când ajung la Iași. Am fost ultima dată, din întâmplare, am fost acum câteva luni, în septembrie, la Filit. Filit e o întâmplare minunată pentru Iași și pentru România. Spuneți-mi dacă aceste zile ale Convorbirilor Literare seamănă cu o sărbătoare a scriitorului român, dacă întâlnirea cu Casa Junimii, să spunem, și cu Moldova, până la urmă totuși, Bacău e un fel de Moldova, e un loc la care vă întoarceți. Da. Faceți referire la locul meu de naștere. Eu sunt născută la Târgu Ocna și deci sunt moldoveancă, chiar dacă părinții mei sunt mai degrabă din zona sudică, din Valahia, dar sigur că stelele marchează și locul marchează ceva. Am plecat la 4 ani și nu am venit în Moldova suficient, am crescut însă cu povești despre Moldova ale părinților mei. Au iubit foarte mult Târgu Ocna și anii petrecuți acolo și făceau tot timpul antiteze cu locurile următoare, care erau toate mult mai rele. E adevărat că se mai schimbase și regimul. Erau și timpurile rele. S-au și schimbat timpurile și erau mult mai rele. Deci partea aceasta petrecută de ei în Moldova era cu culori de Eden și povesteau feluri de mâncare, felul de a fi al oamenilor. Deci am crescut cu această imagine a Moldovei și chiar dacă vin doar din când în când, am un fel de sentimentalism legat de această zonă a țării. Și încă ceva foarte important legat de zilele Convorbirilor. Eu am crescut citind Amintiri de la Junimea, George Panu. Tot ce era legat de Junimea. Tatăl meu era profesor de istorie și din toată biblioteca la bombardament îi rămăseseră mai degrabă cărțile de istorie, iar eu, cum eram o cititoare cam vicioasă, citeam orice și deci, spre frustrarea mea, aveam numai mai degrabă cărți de istorie, iar pe acestea le-am citit. Și e ca și când și eu am trăit un pic la Junimea. De aceea, zilele Convorbirilor și cu foarte multe detalii despre ce se petrecea în acel timp, chiar și acum, de dimineață, povesteau despre volumele pe care le-au scos acum, în care se vede volumele de Convorbirilor de la începuturi până a fost interzisă. Și deci este ceva legat, m-a trimis imediat la lecturile mele de copilărie, adolescență. Nici nu știți ce minunat este că ne-a adus vorba de copilărie. Cred că vroiam să-mi spuneți asta. Într-un loc spuneți că începeți să scrieți și lucrurile curg așa cum se cuvine atunci când începeți să auziți sunetul cărții. Și acum v-aș întreba care e sunetul copilăriei, pentru că îmi spuneți despre ce ați citit. Și iată, cred că e definitoriu pentru cum ați scris ulterior partea de istorie din cărțile dumneavoastră. Și pe de-o parte, am spuneți de istorisirile părinților. Prin urmare, ați trăit în sunetul unor povești. Categoric am auzit povești. Am auzit, eu cred că... Când spunem povești, de fapt, istorii reale. Da, istorii amintiri. Reale de familie. Amintiri, da. Da. Și dacă copiii ar fi atenți în zilele de azi, cred că și ei ar putea auzi. Da. Nu știu dacă ar fi la fel de interesante, dar cred că în toate familiile se povestește ceva. Există mai mult sau mai puțin. Da, eu am ascultat multe istorisiri venind din zone diferite, pentru că membrii unei familii întotdeauna vin din zone diferite. Deci asta, într-adevăr, trebuie să recunosc că înseamnă copilăria mea. Altfel, n-am așa imaginea unei copilării nici neapărat fericite. Era... Anii erau foarte, foarte grei.
Da. Nici cărțile nu erau cele pe care le-ați fi dorit toate, pe de o parte. Pe de altă parte, ați trăit cu câteva istorii mai grele, închisori în familie. Da, răzbăteau mai încet la mine, pentru că părinții din comunism, mai ales din perioada cea mai dură, încercau să protejeze copiii de tot ce era, că era îngrozitor ce era în jurul lor, mai ales în orașul ăla unde am locuit toată adolescența mea. În Pitești era... Acum am descoperit târziu, după 30 de ani, că era cea mai îngrozitoare închisoare și eu n-am să știu niciodată dacă părinții mei știau ce era acolo sau nu. Nu știu. Nu vom ști. Și poate că... Nu știu, pentru că ei au murit oarecum repede și nu am apucat să lipesc această informație care a venit și pentru mine târziu. Oricum, din cărțile dumneavoastră înțelegem că refacem perioade de istorie prin personaje foarte echilibrate, foarte calde, foarte carnale, dacă îmi permiteți. Pe de altă parte, mai știu că nu sunteți pasionată decât de citit și de scris, în sensul că filmele sunt o altă lume, o altă poveste, deși spuneți într-un loc că inevitabil sunteți și dumneavoastră un consumator. Deschideți televizorul, vă înspăimântați precum noi toți de ceea ce fereastra televizorului oferă și atunci vă refugiați tot în scris, citit. Da, fără îndoială. Nu frecventez suficient celelalte arte. Filmul ar fi într-adevăr o pasiunea mea, dar timp am avut puțin. Știți ce e paradoxal? Exact, pentru că ați lucrat foarte mult, dar paradoxul este că până la urmă Dimineața Pierdută a devenit o legendă și e o instituție, dacă vreți, a mentalului nostru printr-o artă alăturată prin spectacolul Cătălinei Buzoianu. Da. A primit dintr-o dată o soră geamănă, să spunem, la fel de puternică precum romanul. Asta e adevărat. Adică Dimineața Pierdută este ceea ce aș putea spune acum o carte norocoasă, pentru că cei care fac horoscopuri, adevărații, nu cei așa de, scuzați, televiziune, care fac în fiecare săptămână, în fiecare zi. Dar cei foarte savanți, eu am întâlnit unul dintre aceștia, mi-a spus că inclusiv instituțiile au un oroscop al lor și sunt niște stele care guvernează și aceste obiecte ale creației noastre, cum sunt cărțile. Deci m-am gândit că Dimineața are un destin special, cu totul special între cărțile mele. Și m-am gândit din nou acum, când, acum nici două luni, la Leipzig, la Târgul de Carte de Leipzig, în Germania, unde traducerea germană, traducerea, a primit premiul de traducere și care e cel mai mare premiu de traducere din Germania. Minunat. Da. La câte traduceri sunt, să vă întreb pe dumneavoastră, să... Sunt vreo 13-14, exact. Dar eu nu garantez calitatea de traducere. Evident, nu pentru aveți control. N-am niciun control. Limbile necunoscute. Și cartea aceasta este grea. Este grea din două puncte de vedere, așa privind-o eu foarte la distanță, că acum pot să o privesc așa, e ca și când aproape nu mai îmi aparține. Ea are dificultatea limbajului oral al vicăi și, de fapt, ar avea, dacă cineva ar fi atent, și celelalte variante stilistice, fiindcă eu, la Dimineața Pierdută, am căzut într-un fel de nebunie și am vrut ca fiecare personaj să vorbească în stilul lui. Să aibă propriul monolog bine propriul definit. Propriul stil, stilistic. Da, exact. Și cum? E un lucru pe care eu îl puteam vedea, dar exact. Nu se transmite. Nu știm dacă în traducere. Dar îmi spuneți la un moment dat că s-a îndepărtat de dumneavoastră. Cum se îndepărtează cărțile de autor, astfel încât autorul să poată renaște și să devină nou la fiecare
Carte? Eu m-am gândit încă de când eram la începutul vieții mele în literare. V-ați gândit întotdeauna, ați vrut să fiți scriitor? Asta declarați? A, nu. Nu? Ce ați fi făcut altceva? Am vrut să fac medicină. În familia mea au fost medici, doi medici de excepție și presupun că poate aș fi fost un doctor de familie bun. Cred că da. Dar și ați fi ascultat sunetul fiecărui pacient și a fiecărei familii. Da. Ați fi fost acel personaj de lângă familia, cum era odinioară medicul de familie, că asta însemna. Da. Un medic pe viață însoțea generații, nu? Da, da. Aș fi fost. Însă, pe de altă parte, acest gând mi-a trecut atunci când am avut... Toți trecem prin momente de acestea groaznice când avem pe cineva apropiat în sala de terapie intensivă și când vezi drumul ultim al oamenilor. Și atunci mi-am dat seama că nu n-aș fi putut să rezist, de fapt, la acest tip de medicină, pentru că tot timpul mă gândisem cum ar fi dacă aveam acest plasament mental. Dar atunci mi-am dat seama că e foarte greu să trăiești așa ceva în fiecare zi și să te duci pe urmă acasă și să ai o viață. Bineînțeles că sufletul își capătă după un timp armura de protecție, dar asta înseamnă și că nici nu mai simți la fel toată suferința, că nu poți să o simți. Este... N-am știut niciodată dacă Gabriela Dameșteanu e un personaj profund echilibrat, așa cum vorbiți, așa cum explicați, v-aș fi văzut și un bun profesor să explice lucruri pe de o parte, dar mereu m-am întrebat dacă aveți o armură, dacă aveți ecrane și dacă acest calm și acest echilibru ascunde un alt tip de temperament sau... Dacă acest echilibru de invidiat e o altă formă a artistului. Nu există echilibru, există o dorință de a fi echilibrat sau nu există această dorință. Eu mi-am dorit-o. Sunteți în control. Eu mi-am dorit-o, adică îmi doresc acest lucru, altfel nu sunt altfel decât ceilalți. Poate că am un singur lucru. Oamenii mă interesează. Da. Deci mă interesează și atunci asigur că dacă nu sunt extrem de prinsă cu un alt proiect, sunt atentă la... Poate am și uneori oarecare empatie. Dar oameni perfect echilibrați cred că nu există. Cu empatia și cu interesul față de oameni, cred că ar fi fost... Atunci e un răspuns. Probabil ați fi fost un medic bun. Profesor n-aș fi vrut, știți de ce? Pentru că eu am crescut în familie de profesori. Da, știu. Și tatăl meu era un foarte, foarte bun profesor și mie mi se părea foarte rău. Foarte grea meserie. Este. Îți cere și o parte de actorie și eu nu am. Așa cred. Îți cere foarte multă empatie. Și am văzut oameni fără empatie fiind profesori și... Sunt foarte mulți oameni care fac meserii și fac cariere și nu li se potrivesc, de fapt. Și nu știe nimeni și nici măcar ei. Și am văzut. E posibil să nu fie o fericire pentru nimeni. Știu cei cu care au, cum să spun, contact. Un profesor care lucrează numai cu un procent cei mai buni și care ignoră restul clasei. El crede că a făcut foarte bine, dar de fapt elevii lui știu că nu au învățat de la el. Da. Pe când din cărțile dumneavoastră, citindu-le, învățăm într-un fel necesar, iar dacă primăvară-vară e, spuneți într-un loc, nu e doar un titlu de carte, e chiar partea care vă interesează din an, e partea fericită a anotimpurilor, dar e important să știm că o femeie are un asemenea succes și o asemenea egală, drumul egal al fiecărei zile, da? Egală
promovare, succes, egal succes? Nu a fost egal, dar ce pot să spun este că... Acoperiți mai multe generații, asta încerc să spun, de cititori. Da, e adevărat asta. Asta. Da, e adevărat. Și fiecare nouă generație, de fapt, e o generație cu care tu dai un fel de... Nu tu, cărțile tale dau un examen. Tu, scriitorul, da. Cărțile tale dau un examen cu fiecare generație. Aici este problema pe care poți să o ai. Eu am avut, de când am început să scriu, așa un fel de strategie simplistă. Și când terminam o carte, în primul rând m-am gândit că există foarte mare risc să o continui pe aceea. Am văzut și la colegii mei, una din motive mi s-a părut că graba și faptul că imediat te apuci de o alta și sunetul de care mă întrebați dumneavoastră. Sunetul cărții. Sunetul care este, de fapt, marca stilistică a unei cărți. Exact. Și marca stilistică ar trebui să fie alta la următoarea carte. Dar dacă tu folosești aceeași marcă stilistică, s-ar putea cititorul să fie foarte plictisit când descoperă mereu același lucru. Sigur că nu ne putem schimba foarte mult. Toată problema e să încercăm să atingem limita până la care ne putem schimba. Și de unde știm limita asta? Asta se face cu exercițiu, nu știu. E ca atunci când mergi până în întuneric și bâșbâi unde e ușa, unde e fereastra, unde e patul, nu știu. Pentru că am început despre copilărie și despre părinți și despre meseriile din familie, medici și profesori, există un personaj îndepărtat și totuși foarte apropiat, o legendă din familie, Dinu Adameșteanu. Găsim referințe despre el, e un mare personaj, etruscolog, arheolog și pionier al fotografiei din aer pentru siturile arheologice. Mi s-a părut atât de frumos și părea deja un personaj de carte sau de film. El este mai mult decât un personaj de carte. A murit în 2004. Multă lume din România l-a cunoscut. România oficialică a fost cumva și un membru corespondent al Academiei, dar Academia nu l-a luat de fapt în seamă. Există în sudul Italiei un muzeu care poartă numele. Deci sunt lucruri care ar fi putut fi... De interes pentru... Da, interes pentru români, nu pentru altceva. Era... Apucase să emigreze din studenție, înțeleg? Da, după studenție. Sau după? Imigrat. După studenție a fost... De fapt, nu a emigrat, a plecat la Școala Română de la Roma, care atunci avea burse pentru studenții care își făceau doctorate și el a făcut așa ceva, doctorate în Italia, exact în meseriile apropiate. El făcuse și clasice și istorie, arheologie. Fusese la săpături la Istria, aici. Și da, nu s-a mai întors. Mai ales că a fost chemat încă dinainte au vrut să-l înroleze, da. Începuse războiul și el a preferat să rămână și a preferat să rămână și după 44. Un destin salvat? Un destin salvat. De intelectual, o carieră salvată? Da, dar care a însemnat o foarte mare muncă, pentru că Italia din 44-45 nu era nici măcar Italia de acum, care nici... Ea de acum nu e, dar mă rog, e ceva spre care s-au dus milioane de români. Da. Era o țară sfâșiată, sărăcită și el era nu a avut nicio cetățenie până prin anii 50, 10 ani. A fost arheolog în Sicilia, unde nu se grăbeau să se ducă alții, pentru că condițiile erau foarte dure. Da. Și a lucrat la
descoperirea unei cetăți, Gela, care a fost sufletul lui, chiar dacă marca lui acolo încă nu e destul de clar trasată, dar acolo și-a revenit. Există un muzeu cu acest nume, Dinu Adameșteanu? Există, s-a făcut mai târziu, pentru că... Și o fototecă, aerofototecă, da? Probabil că există. O documentare, da, a celor clișee pe care le-a luat din aer. E o poveste în sine. Nu v-a preocupat? N-ați vrut să scrieți? Nu. N-o măcinați? Întreb. Nu trebuie să scrii despre cei apropiați chiar așa. Nu știu. Pentru că ei, de fapt, viața este mult mai largă, mai bogată și nu vei reuși să faci decât niște copii foarte slabe. Orice carte ar încerca să-l descrie... Este prea puțin. El era un om extraordinar, că și ca om era extraordinar. Fotografiile îl arată un frumos... Toți care l-au cunoscut. Da. Arăta extraordinar de bine. Era intelectual adevărat și un om purtat de propriul vis, ca dovadă că a făcut toate sacrificiile pentru acele descoperiri pe care le-a făcut. Descoperiri faceți și dumneavoastră, scriind în cărți și... Mi-ați spus, deci, în viață, viața e mai mult decât literatură și mai mult decât scris. Asta se înțelege din felul dumneavoastră de a vă exprima, de a privi lumea, da. Deci, e cu totul altceva și, de fapt, viața oferă niște surprize și niște adâncimi și bucurii foarte mari și suferințe foarte mari. Este bine să ne uităm, dar de la o anumită vârstă poți să vezi desenul vieții și să ți se pară că există coincidențe, există simboluri. E ca atunci când citești, nu? Pe fundul unei cești de cafea. Nu știi dacă ce vezi acolo are într-adevăr sens sau nu. Dar literatura este o meserie, o lucrezi și te concentrezi logic. Nu, adică cel puțin proza cere foarte mult control mental. E o construcție. Romanul, dar și proza scurtă, la proza scurtă construiești pe un spațiu mic, la roman construiești pe un spațiu mare și sigur că sunt pagini inspirate, dar în esență, per total, e foarte multă construcție mentală. Exact. Sunteți un constructor, pe de-o parte, edificați spații, un organist, cântați pe mai multe voci și în paginile, mă întorc la Dimineața Pierdută, dorindu-mi ca această întâlnire a noastră să nu fie deloc o clipă pierdută, nici pentru dumneavoastră, nici pentru cei care ne privesc. Fiți atenți la ce se petrece minunat în jur. Librăriile sunt o poartă deschisă. Căutați. Bibliotecile asemenea. Doamna Gabriela Adameșteanu, vă mulțumim mult. Acest interviu aș vrea să fie o invitație la lectură. Citiți, prieteni, ne vedem data viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc!